Bună ziua! Declar ședința deschisă. La ședința din data de 19.10.2021 a participat un număr de 13 consilieri, din totalul de 13 cât sunt în funcțiune. Supunem la vot ordinea de zi. De fapt, supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Dau citire proiectelor de pe ordinea de zi și după aia supunem la vot. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021, avizează Comisia 3, inițiator primarul comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 1. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere cu județul Bacău în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale. Avizează Comisia numărul 2. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul lucrării de reparație și întreținere drum comunal DC-141, km 4, 111 și 300, Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău, avizează Comisia 3. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 3. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică Ghimeș-Făget, avizează tot Comisia numărul 3. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unei cantități de 60 de metri cub de lemn de lucru cășinoase pentru lucrări de întărire a malurilor, râurilor și refacerea podurilor și podețelor de pe raza comunei Ghimeș-Făget. Avizează Comisia numărul 2. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a unor imobile situate în comuna Ghimeș-Făget. Avizează Comisia numărul 2. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației a imobilului clădire C2 atelier în vederea demolării și edificarea pe terenul rămas liber unui corp nou, școala gimnazială Târhăuș, avizează Comisia numărul 1. Supunem la vot punctele de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Avem o introducere, nu? Era vorba despre... Lăsăm la... Da. Da, se modifică în sensul că mai introducem un punct pe ordinea de zi privind aprobarea listei partizilor, destinației, modului și prețul de valorificare a masei lemnoase care va fi recoltată în anul 2021 de pe Fondul Forestier Proprietate Comune Ghimeș-Făget, înscrisă în aranjamentele silvice UP1 Ghimeș-Făget și UP2 Târcuța și administrată de RPL-ul Ghimeș-Făget era. Asta o să... Poftiți? Sunteți pentru? Sunteți pentru? Da. Începem cu punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021. Avizează Comisia numărul 3. O primit aviz favorabil. Domnul primar, dacă vreți să... Da, aici am explicat în comisie că am primit bani 750.000 de RON din fondul de rezervă, din care o mare parte, adică 500.000, prindem la refacerea drumului Răchitiș, Bolovăriș-Răchitiș și restul prindem, cum am povestit, la cumpărarea unui container la Târhăuș pentru profesori, unde am mai amintit că nu am aici acum amintire, dar... Pășunea interulară. Pentru pășunea interulară și cam atâta. Consultanță. Consultanță pentru a depune proiectele la Salini, cele trei proiecte pe care am inițiat-o și iluminatul public care este în desfășurare și trebuie un acord de 10%. 85.000 de lei și pentru asta trebuia să facem o rectificare bugetară pe care am inițiat-o și dacă sunteți pentru treaba asta. Supunem la vot. Cine este pentru?
mulțumim. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor comune Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 1. La fel are aviz favorabil de la Comisie. Aici este vorba că trebuie să achiziționăm, să vorbim cu un avocat sau doi sau trei sau cât avem nevoie, având în vedere că Ocolul, OSE Ghimeș-Făget, a înaintat niște proceduri, plângeri prealabile și a depus și în instanță sesizări, trebuie să ne prezintă un avocat și pentru ăla cer ajutorul unui avocat și sprijinul Consiliului Local pentru treaba asta. Supunem la vot cine este pentru. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere cu județul Bacău în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale. Avizează Comisia numărul 2. Aici este vorba că am primit 75 de recipiente suplimentari pentru Comuna Ghimeș. Și trebuie să încheiem un contract de asociere pentru a putea beneficia și a le putea utiliza. Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul lucrări de reparații și întreținere drum comunal DC141, Comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Avizează Comisia numărul 3. Are aviz favorabil. Aici este vorba de documentație de care a vorbit Bolovănișu, adică de la Bolovăniș la Răchitiș, drumul asfaltat care este într-o stare foarte rău și trebuie să facem reparații capitale, la care am făcut și rectificarea bugetară, că o mare parte din bani o să băgăm acolo ca să fie reparat. Aici, în trei cuvinte, aș spune, acum m-am uitat la devize despre ce e vorba, ca să știe toată lumea. Vorbim de refacerea asfaltului de la zero, adică din pământ până la asfalt. Vorbim de 1250 de metri pătrați. Vorbim de burdușiri. Asta înseamnă că se ia asfaltul, se taie asfaltul unde sunt probleme și s-a lăsat. Se ia piatra care a fost acolo, se pune alta nouă și se face patul și se pune asfaltul la loc. Aici vorbim de de metri pătrați per total. De plombări, ce înseamnă? Unde sunt crăpate, unde sunt găuri mai mici, acolo am prins în proiectul ăsta 2250 de metri pătrați. Și am prins, nu am putut să prindem toate șanțurile, că la aproape toate șanțurile avem probleme, dar unde ne-am gândit unde sunt cele mai mari probleme și am prins 450 de metri liniar de șanț, refacerea șanțurilor. Cam asta este documentația respectivă. Dacă ne ajută Dumnezeu și cu vremea ne apucăm anul ăsta și terminăm, dacă găsim vreun constructor sau ceva. Dacă nu, atunci la primăvară ne apucăm și facem primăvara care urmează. Supunem la vot cine este pentru. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohia ortodoxă Ghimeș-Făget. Avizează Comisia numărul 3. Aici știți foarte bine că la început de an, când am construit bugetul, am prins niște bani la fiecare parohie, și la ortodoxă și catolică, câte 50.000 de lei. Și atunci, acum, în trimestru 4, putem să cheltuim că așa a fost prins în buget. Acum am primit cererile respective de finanțare de la domnii preoți. Am zis o parte deja a cheltuit și a venit, adică parohia ortodoxă a și cheltuit banii
a adus devizul, nu mai trebuie să te contăm. Paroia Catolică așteptăm să facă lucrările, să aducă devizul și cheltuim și plătim. Devizele sunt mai mari, bineînțeles că ce lucrări fac poate depășesc 50.000, pe noi nu ne interesează, noi putem să decontăm pe baza hotărârii noastre câte 50.000 din fiecare deviz. Să punem la vot cine este pentru. Se poate și 5 și 6 ca aceeași. Urma să citesc mai scurt, dar punctul numărul 5 pe oameni. Să punem la vot. Da, sunt de vreo. Da. Acum trecem la punctul numărul 6, care e aceeași treabă, numai că e vorba de parohia romano-catolică. Deci pe aia mai lărgim, să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unei cantități de 60 de metri cub de lemn de lucru rășinoase pentru lucrări de întărire a malurilor, râurilor și refacerea podurilor și podețelor de pe raza comunei Ghimeș-Făget. Avizează comisia numărul 2. Aici ar fi vorba despre... În primul rând, știți că pe Buva se construiește un pod care a fost proiectat... De fapt, trebuia să fie proiectat pe Dunăre, nu acolo. Și intră în două gospodării. A treia gospodărie ne ajută ca să putem ocoli. Deci e vorba de trei familii la care am zis că trebuie să oferim o oarecare recompensă, pentru că luăm, în primul rând, luăm și din terenul lor, chiar din fața casei, ca să putem construi podul. Ei foarte ușor putea să spună nu și rămâneam blocați cu tot proiectul. Deci oamenii au fost înțelegători și foarte, foarte ok în treaba asta. Și am zis că putem să le dăm câte 10 metri cub de lemn, o despăgubire pentru toată povestea asta. Deci ar fi 30 de metri cub acolo, pe Bolovăniș s-a variat, s-a distrus în mare parte un pod lângă podul care s-a construit pe Petrichei, la o persoană, Bărsan Andrei, care fără doar și poate avea dreptul să ceară să-l ajutăm să schimbă în podul în timpul lucrurilor când a lucrat firma respectivă acolo. Oltean Adrian pe Părâul Sărat, de data asta pe Târhăuș, acolo la fel, e vorba de vreo 4 familii care a circulat pe podul ăla. Aici e vorba numai de 5 metri cub de lemn, pentru că grinzi avem din podul desfăcut de pe Târhăuș. Deci probabil trebuie numai patul cum ar veni. Și podul de pe Turceni, care grinzile, deci patul a fost făcut deja, trebuie montate grinzile și la fel, acolo ar trebui să-i ajutăm ca să facă. Deci de asta e vorba de 60 de metri cub de lemn. Supunem la vot cine este pentru. Mulțumim. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a unor imobile situate în comune Ghimeș-Făget. Avizează comisia numărul 2. Aici vorbim de niște străzi. 9 străzi. 9 străzi care am ajuns în situația aia că sunt măsurate și vrem să intabulăm ca să fie, să terminăm. Mai avem un pic, cred că anul ăsta terminăm cu toate străzile. O să fie intabulate și inventariate. Străzile, putem să citim care sunt străzile respective. Dați-mi pe. Vorbim de strada Gordunei, strada Colcereni, strada Prundului, strada Tunelului, strada Nucului, strada Cetății, strada Emil Rebreanu, strada Stadionului, strada Părâuri Prelucaci. Ăsta avem, acum trebuie să avem hotărârea respectivă, propunem și se intabulează și se introduce în domeniul public al comunei Ghimeș-Făget. Supunem la vot cine este pentru. T.
Trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului clădire C2 atelier în vederea demolării și edificarea pe terenul rămas liber unui cort nou școlar, școala Ghimeș Gimnazială Târhăuș numărul 1. Avizează comisia numărul 1. Aici este vorba că am început și am zis că o să construim o grădiniță și la Târhăuș. Am trimis toate avizele la instituțiile statului să ne dea acordul. Dar Ministerul Învățământului a trimis înapoi cu niște completări. Trebuie să facem, să scriem, am vorbit cu doamna director, ea o să facă un memoriu tehnic și o să explice acolo din ce situație vrem să construim și având în vedere că e necesar, dar pentru noi ne trebuie o hotărâre că suntem de acord, suntem de acord ca clădirea aia care este într-o stare degradabilă și e urât acolo, că putem să demolăm și acolo pe locul ăla să construim grădinița nouă. Dar trebuie o hotărâre de Consiliul Local și pentru asta vă rog frumos să ne susțineți. Să punem la vot cine este pentru. Mulțumim. Urmează ultimul punct pe care l-am introdus pe ordinea de zi, privind proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor, destinației, modului și prețului de valorificare a lemnului, a masei lemnoase, care va fi recoltată în anul 2021 de pe fondul forestier proprietatea Comunei Ghimeș-Făget, înscrisă în amenajamentele silvice UP1 Ghimeș-Făget și UP2 Tărcuța și administrată de RPL OSE Ghimeș-Făget era. Aici este vorba despre 1940 de metri cubi de lemn care ar avea destinația pentru populația. Adică ei au trimis în față, noi trebuie să decidem ce facem și în ce situație vindem, cum o dăm, la cine dăm și care este prețul. Și având în vedere că am discutat în comisie, am decis că ăsta 1940 de metri cub să rămână pentru nevoi locale, pentru populație. Și prețul a fost aprobat. Prețul de referință a fost aprobat primăvara. Adică rămâne modificat prețurile care au fost. Da. Da. Supunem la vot cine este pentru. Și pentru agenți avem? Pentru agenți avem 4639 de metri cub care să fie scoasă la licitație. Dar aici, la licitație, ar trebui să clarificăm un lucru, adică să facă de îndată, adică să nu mai tragă de timp, să nu vedem licitația respectivă peste 2 luni de zile sau 3 luni de zile. Bineînțeles, respectând legea în ceea ce privește procedura de licitație, dar să facă cât se poate de repede. 30 de zile de la data de azi. Să fie licitat toate partizile care aprobăm azi. Dacă sunt pe treacă. Da. Da. Da, supunem la vot cine este pentru. Doamna secretară, vă rog să precizați. Da. În termen de 30 de zile ca cantitatea de materiale lemnos să fie licitate. Diverse. Începe cu domnul Anta. Nu. Mulțumesc. Uneșar. Cori. Domnul Anta. Așteptăm pe doamna să aducă sus, că ne-a adus la cunoștință conducerea alcoolului, că a avut un
control fiscal, sunt probleme acolo cu niște amenzi, ba că sunt actele de contabilitate, ba că nu sunt actele de contabilitate, au lăsat niște măsuri, sunt probleme destul de mari, destul de grave și trebuie să aducem la cunoștința Consiliului Local ce s-a întâmplat acolo. Doamna aduce procesele verbale și... Dar amenda nu se plătește din bugetul local, se plătește de fiecare care a greșit respectivul articol, că nu o să plătească comuna amenzile la celor care a greșit. Să nu credem în capcan ala că facem greșeli și plătim din banii comunei. Adică atunci toată lumea poate să... Cum zicea unii de la Ocol că din banii primarului. Da, dacă aveți atâția bani, dumneavoastră nu suntem contra ca să nu plătiți dumneavoastră. Nu, dar așa a fost interpretată, am greșit acolo când am zis că din banii noștri. Da. Adică nu s-a mele, a comunei. Da. A comunei. Subscrisa repele OS, repele Ocolul Silvii Ghimeș Făget era cu sediu în Comuna Ghimeș Făget, sat Făget, strada principală numărul 76, județul Bacău, reprezentată prin șeful Ocol Oltean Gabriel Simion. Prin prezenta vă transmitem spre analiză nota de constatat numărul 1381 din 2021 a echipei de inspecție economico-financiară din cadrul ANAF cu solicitarea de a fi pusă pe ordinea de zi în următoarea ședință a Consiliului Local. Nu are rost să citim toată nota, nu? E mult. Dar doamnă, dumneavoastră a studiat. Luați și explicații care treaba pentru... Dumneavoastră ne reprezentați și pe noi ca... Deci au fost, în urma controlului, au fost stabilite două măsuri operative. Conducerea entității va dispune luarea măsurilor stabilite la punctul B prin OMFP 2634 pentru reconstituirea tuturor documentelor contabile constatate lipsă aferentei perioade 2018-2020, așa cum prevede legea contabilității. Persoane răspunzătoare, Consiliul de Administrație și Oltean Gabriel Simion, șef de Ocol cu atribuții de director. Termenul de realizare a acestei măsuri este 30 de zile de la data încheierii actului de control, adică ar fi pe 24 octombrie, termenul limită. Măsura operativă numărul 2. Conducerea regiei publice locale, Ocolul Silvii Ghimeș Făget era, va aduce la cunoștință organului ierarhic superior, Consiliul Local Ghimeș Făget, situația constatată și măsurile care au fost luate. Persoane responsabile, Consiliul de Administrație și Oltean Gabriel Simion, șef de Ocol. Prin adresa numărul 7868 din 14 octombrie, noi am trimis către Regia Publică Locală să ne aducă la cunoștință și măsurile care au fost luate de către Ocol, așa cum sunt precizate în această notă. Deci nu numai actul de control, precum și măsurile. Dar deocamdată nu am. Este să lăsăm niște măsuri care trebuie să le ducă la lucrurile. Da. Dar ar fi bine să știm și noi care sunt măsurile respective și când s-a dus la definire. Păi măsurile astea erau refacerea contabilității pentru anii 2018-2020 și... Deci această adresă e primisă de Consiliul Local? Da. Noi? Da. De către Ocolul. Da, este. De stufoasă, dacă aș dori ca să, dacă le aveți în formă electronică, să ne încărcăm, da, aici sunt lăsate și ce au constatat domnii de la ANAF, precum și procesele verbale de câte sancționare procese, a câte procesele verbale avem? Avem aici mai multe procese verbale. Procese verbale de contravenție sau procese verbale de constatare? De constatare și sancționare. Sancționare ne interesează și cu cât.
Cine este scris ca... Cine răspunde? Da, deci, și cine e sancționat? Pe numele Regia cui? Publică Locală, Ocol Silvic Ghimeș Făget era reprezentat de Oltean Gabriel Simion în calitate de șef de Ocol, director. Ce amenzi sunt? Deci total amenzi este de 10.000 de lei și dacă sunt achitate în 15 zile, ar fi 5.500 de lei. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 procese verbale, din care unul este cu avertisment. Din 5 procese verbale, de 10.000 de lei. Da. Da, doamnă, o să încărcați electronic și o să puteți să trimiteți la toate consilieri pe mail ca să studieze despre ce este vorba. Da, în principiu despre asta este vorba, că n-au găsit acte de contabilitate pe 2018-2020. Povestea asta e mai veche. Povestea asta e mai veche, nu știu. Da, lăsăm să vedem ce... răspuns și ce da. Noi am adus la cunoștință. Pentru ca să le putem studia, dacă doriți să le încărcăm, să le putem studia pe ele. Da. Atât? Atât. Deci, la diverse, dacă nu mai aveți altceva de adăugat, declar ședința în schisă. Mulțumim pentru prezență. Thank you.